Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Vreau să apăsați și voi butonul de like acolo în forță, să facem 50.000 de like-uri dacă vreți să continui seria asta. Am văzut că vă place, așa că astăzi testăm diferite gadgeturi. Dar înainte de asta vreau să vă uitați până la final, pentru că la finalul clipului vreau să vă zic așa de ce am fost absent, ca să zic așa, motivat. Așa că hai să începem și zi-mi, Daniel, ce vrei, cu ce vrei să încep să testez de aici. Bă, că habar n-am. Am o grămadă de chestii de data asta și mai scumpe și mai mișto ca în toate clipurile, ca să zic așa, și abia aștept. Dar sper să merite. Zi-mi ceva cu ce vrei să încep din tot ce am aici. Bine, o să trecem prin toate, dar... Bă, nu știu, eu văd aici pe cameră. Un joystick aici. Ăsta de aici de desktop? Da. Ăsta se zice că te joci așa pe telefon, pui telefonul, bam, bam, bam și te joci tu ceva. Ce zici de mașina asta? Cred că... La 200 de lei. Abia aștept să mă joc cu ea. Mamă, dacă rup și nici n-apuc să-l testăm. Sper în semnul că s-a mai tot întâmplat de-a lungul timpului. Ha? Pare stă. Mamă, dar ce mișto vine. No? Și cu joystick-ul în mână? Ia uite. Ai impresia? Cred că te joci forță. Avem, pe bune, cred că avem 40 minute de când stai. Da, 40 minute. N-am instalat în viața mea atâtea jocuri pe telefon. Efectiv, nu merge niciunul. Dacă aveți joystick din ăsta acasă și v-a mers, vă rog să-mi spuneți și mie cum ați făcut, ce ați făcut. Am activat Bluetooth-ul, l-am dezactivat, ne-am uitat pe YouTube. L-am împerecheat, am știut, avem aici. Am citit instrucțiunile, ne-a spus și să apăsăm, cum să facem, nu merge nimic. Probabil că nu merge pe iOS, deși, ca să vedeți că nu-ți bătut în cap, apare aici, da? Apare și aici, asta așa, iOS deodată. iOS System Operation Guidelines. Da. Ar trebui să meargă și pentru iOS. Eu am luat și jocuri, shootere și cu mașini și tot felul de jocuri, adică diferite jocuri. Ca să vedem. Să văd dacă poate nu merge la shooter, poate merge la cu mașini, poate la simulator, poate la nu știu ce. Deci n-am reușit să-l conectez la absolut niciun joc. Nu merge. Împerechează, el se împerechează cu telefonul, se conectează, se conectează la Bluetooth, îi arată Bluetooth-ul, dar când intri în joc și asta, mai departe, mă doare cap, în fine, m-a enervat rău tare de tot. S-a urcat cineva pe masă să doarmă. Îl avem pe domnul aici și nu putem să-l deranjăm, că după nu mai filmăm. Da? Ai văzut? Ai văzut? O să iau ăsta, știi ce este? Aparat de masaj da, în cap. Aparat de masaj la cap. Da. Și îți faci masaj. Hai să vedem. Deci pe situa numai cablul USB. Cred că pornesc ăla și se învârți sau ceva. Faci masaj. Hai să vedem. Cum vibrează. Aia, e pe zi, pe vitezi. Da. Ți-o ia creier razna ție de la asta. Cred că gândesc mai mult după asta. Da. Vrei să încerci? Îți dai seama, dăm cu ochi, vreau și ești curios. Și asta ce că stai la laptop aici, ci că mamă ce relaxant e. Vrei să l arunc direct pe geam, în mijloc șoselei, să-l arunc. Vibrează astea două, astea da, două, da, da. Astea două. Nici măcar toate odată, ca să zici, știi? Da, ăla din cap de aici nu face niciun nimic, ăla din vârf. Nu știu, mai apas pe buton acolo, ia. Lasă-l, mă, prostele, poate, bubui în cap. Hei! Lasă-l, mă! Mizerile astea nu merg deloc, ca să știți de la astea, mine. Astea, nu? Căcaturile astea care... Eu mă așteptam să fac așa. Mă crezi? Mă așteptam să fac așa. În mijlocul capului, acolo să fac așa ele, da. Da, hai că da. Vezi, ce este? Așa vine? Să le faci la telefon. O te-l ai cum intre. Perfect. Băi, să știi că e cam aproape, sincer. Cam prea aproape. E aproape rău, ia. Da aici și te uiți așa frumos, una alta, dai scroll aici, dai pe video, ce vorbești? Ăsta. Avem o tastatură, ci că pentru telefon, tot ceva așa de conectat, să vezi acum. Da, vedem acum pe lumină. Ia vezi, ia. Ba. Păi gata, bun, m-am conectat, scrie connected. Și acum? Intră în notițe. A. Ia, merge! Jur, pe bune! Se vede că ai pus pe ecran. Uite, as. Ce faci? Da. Dar ți-ai 100 de ani scris și ai scris din rău. Am, că am scris bine, cu litere mari, cu din... Băi, ideea e că uite, alea. Pa, o, ba, volumul, cu tare. Da, dar mi se pare mai... Mai repede scriu pe telefon în 3 secunde, am terminat mesajul, scriu atâta pe telefon. Să zicem că asta a mers, e bună, să spun. Da, poate da, la televizor, fost, poate la una alta, acum... Am chestia asta. Și ce e asta? De la, de periuțe de dinți, de paste de dinți. Da. Dozator de la electric. Nu are, mă, nicio baterie. E manual. Da. Bă, e manual. Îmi bagi asta aici și împingi tu de aici. Când împingi cu periuța. Avem pasta de dinți aici, am dat capul ăsta jos. Presupun că trebuie să-l înfiletăm aici. În cam așa ăsta. Ar trebui să funcționeze. Hai să vedem dacă merge. Dar pe mine eu înțeleg magnetul ăla, mă rupi. Ăsta? Păi fii atent că ți-a explicat acum imediat și mie mi se pare de căcat. Ăsta ce-l pui aici, da? Ca magnet. Am băgat pasta de dinți, iar eu acum ar trebui să împing cu periuța, da? Bă, că curge ceva acolo, se vede cum curge. A? Da. Bun, merge. Merge, da? Da. Da, mă, vă că pune. Bine, aveam asta îndreptată spre voi, dar dacă mă uit eu atent aici unde este asta... Uite, am pus perfect acum, vezi? Te înveți, da, cu timpul. Da, ideea este în felul următor. Ai dat banii cu el, da sau nu?
Depinde cât. Dacă e 20 de lei, da, le iau la 56 de lei. Bă, nu știu, mie, am impresia așa că pe la vreo 100 de lei găsești din ăla electric cu senzor. Care doar pui aici și face zzzz, da, și a curs exact, direct, nu? Exact, exact. Când eram mic și mă luam mama dimineața să mă spăl pe dinți, urlam ca din gură de șarpe, nu voiam să aud de spălat pe dinți, începeam să plâng, eram nebunit. Nu înțeleg de ce, că doar era un lucru bun, era bun pentru mine, pentru dinții mei, știi? Spălând asta nici nu avea gust nașpa, gen era mentolat, adică nu sunt prea nimic. Bă, și fel țipam când auzeam că să mă spăl dimineața pe dinți, eram nebunit, mâncați și gura ta, eram nebunit. Băi, fii atent, vin cu GoPro ăsta, Danle, pe care am dat nici mai mult, nici mai puțin, o să vă las aici o fotografie să vedeți și voi. Hai să-l deschidem să vedem care-i treaba, dacă face treabă. Fii atent că avem și carcasă, tata, adică da, scufundări. Eu n-am încredere în asta niciodată. Mă interesează GoPro în sine, nu carcasa. Mereu. Băi, dar puțin ce pătrățos e. Și urât. Bă, arată 1080p aici. Da, hai să vedem ce înseamnă 1080p. Probabil trebuie să-i bag un card aici și să filmăm câteva secunde cu el să vedem care-i treaba. Uite puțin GoPro original și GoPro la 100 de lei, cum ar veni asta. Wow. S-a deschis în 3 secunde, nu s-a întâmplat nimic. Da? Gata, i-am pus cardul. I-am dat play? Da, gata. Merg secundele? Merge secunde. Ce să zic, mă, fraților? Vă pup după GoPro ăsta nou, ultima șmecherie, abia acum scoasă. E foarte șmecherea să mă mișc și așa puțin, să fac un fel de vlog din ăsta pentru voi. Îl avem și pe Danu aici cu camera, îl vedeți frumos tot ce dai aici. Și cum te vezi din asta? Pixelat tot, rupt. Da, se vede rupt. Hai. Băi, ați văzut și voi filmările înaintea noastră, deja le-ați văzut. La 100 de lei nu știu ce pretenții poți să ai de la GoPro ăsta. Cu siguranță nu-l mai testez la apă pentru că nu merge 100%, pentru că v-am zis, cardul la vedere și toate astea, USB-ul pe unde îl încarci și totul. Cam asta a putut de 100 de lei. Ia zi-mă, Danule, l-ai cumpărat la 100 de lei? Ți-ai face treaba cu ei? Niciodată. Băi, Danule, fii atent ce am aici, mâncați-aș gura ta. Cel mai mic telefon din lume, frate. 7 cm atât are. Fii atent, tata. Dacă funcționează ăsta, ești nebun la cap. Uite, uite puțin. Vino aici aproape. 7 cm? Da, mă, 7 cm aici. Uite puțin. Uite cât ești prost, că e cât degetul tău mare. Ești nebun la cap. Ai degetul mai mare tu. La mine cât degetul ăsta, uite puțin. De. Bași cartelul în el de ăsta? Da, mă, păi ce că bași cartelul, eu vreau să văd eu, vreau eu să văd că se aude la ăsta, așa. Adică fără o diferență, mâncați-o și gura ta. Mamă, uite puțin. Gata, uite și bateria are. Se vede bateria? Da. Vezi cât e de mică? Mm. Bă, vezi că e cu două cartele, mă, ești prost? Gata, am băgat cartela, fii atent. Mamă, am emoții bateria pentru ăsta. Deci dacă eu te-am sunat după ăsta, mă nebunesc. Are bateria? Ia. Da. Welcome aici, păi, tot ce trebuie. Ia, vezi, tate. Ai dat, ai tot ce am trebuie, tot? Dar manicure. Lasă, că mă interesează, bă, dacă s-aude, mă, frate. Mamă, ce mi-a fost. Sună-mă puțin, să mărt, sună-mă. Dacă, de ce dacă a răspuns după ăsta, nebunesc? Ia că sună. Arată numărul pe ecran? Dar de ce nu mi-apare numele tău? Am numărul tău în agenda. Mi-arată SIM 1, că-i pe SIM 1. Le-ai fi având de salvat în telefon, nu? Păi și ia, stai. Băi, Danule. Ce faci, mă? Nu cred că am asta. S-aude, mă, nu? Băi, ce se fac, mă, frate? De uite alea, că nici poți să-l țin. Intră în urechi, mă scăpă în urechi, știi, mă scos cu penseta. Băi, ia zici tu ceva. M-auzi bine? S-aude. S-aude, ia zi. Dar puțin gâjit. Ia zi ceva. Dă-mi cu altă fără. Ce? Ia. Ia. M-auzi, mă, frate? Da. Băi, Danule, ce faci, mă, frate? E perfect. S-aude, nu? Da, s-aude. Bine, ne auzim și noi doi în cameră, dar s-aude și ăsta aici. Băi, nu vine să cred că merge, și prost? Chiar e mișto asta. Uite cât e, mă, frate. Dar nu pot să cred cât e de mic, uite puțin. Pe lângă ăsta, frate. Îl lăsăm, ce că îl lăsăm aici. Am scot cartela și trecem la următorul gadget. Am aici o sonerie și că am avut și tura trecută una, o alarmă din asta care suna de pe spartele luminii. Dar de data asta avem video. Habar n-am ce e asta. Băi, după 2 ore de setat pe aici, de făcut, de Bluetooth, de nu știu ce, de tras aplicații de pe internet, de citit foile astea, de mă doare capul, nu mai pot, ne-am bătut capul aici, ne-am una alta, i-am dat de cap la soneria asta. S-a dus Danu acum în altă cameră să mă suni să facem testul, da? Ia, vedeți, sună, ia. Ia. Ne conectăm și a răspuns. Uitați-l pe Danu frumos aici. Da, frate, te vezi, dar stai așa că îți dau drumul și la microfon, când vreau eu, nu când vrei tu. Fii atent. Ia zi ceva. M-auzi? Da, te aud, ia. Am dat, mă, drumul la... Chiar moare, nu mergi să pac și pe poartă? Da, ce frumos te vezi. Da, vreau. Zici că acum te-am dezgropat. Ia, mult... Bă, am dat drumul, mă, frate. Ia, m-auzi? Acum te-am. A, stai că mi-am dat și eu drumul aici la microfon, scuze, frate.
Dar ce vrei să vede? Ce vrei să le arăți? Că să-și aude pe cameră. Adică eu te aud, vorbești cu mine, eu sunt la poartă și vorbești cu mine. A, da mă, uite, ia tu ăsta. Și acolo duc invers. Și du-te tu. Și a rămas Danu acum, că se aude pe însonerie asta ce îmi spune el. Ia, zi ceva. Da, mă, ia, mă, vezi? Ce frumos să ieși, ești aproape viu. E, ce calul mi-a ieșit, mă. Da, mă, ce să zic, important este când merge, când funcționează. Ăsta e primul lucru care mă bucură, dar calitatea lasă de dorit. Mergem mai departe, o lăsăm aici. Hai să vedem ce mai avem. Hai să vedem. Ți-ai luat VR, frate? M-am luat VR, dar din ăla 1.1, cum ar veni, știi ce zic? Mie mi se pare prostie, am presat bași telefonul și vezi același lucru, doar că ai ochelari pe voi. 86 de lei, ceva de genul ăsta. Păi nu se vede altfel, 3D, 8D, 7D, 15G? 15G ai auzit ce am zis? Da, 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 te-am lăsat așa. Gata, am pus unul de-a meu și acum... Păi și ce-i asta? Care-i bă șmecheria? Niciuna. Aha, uite, vezi? Cam asta se vede, adică se vede ca un clip normal. Eu am crezut că face... Băi, eu am crezut și cum e alea când pui ochelarii, mă? 8D, 3D, 4D, 100D din ăla, știi? Zici că ești așa, pac, în spațiu. Joci și tu fotbal acolo. Da, mă, zici că ești acolo, știi? VR din ăla, hab, nebunii în cap. Da, ai dat 80 de lei, tu vrei să ajungi pe Marte cu 80 de lei? Vrei să stai cu extraterestri la masă cu 80 de lei? Asta chiar că nu văd de ce am dat banii pe el, mai bine luam încă o sonerie, ceva. Trebuie să vă luați toți, inclusiv tu, Dană, trebuie să-ți cumperi. Toată lumea din lumea asta trebuie să aibă așa ceva. Bă, ăsta e esențial la casa omului. Bă, n-ai cum să nu lipsească ăsta. Fii atent ce am aici, bă, nici nu-ți poți imagina, eu nu știam că există așa ceva. Când te duci noaptea la WC-ul, ca să nu mai aprinzi lumina... Oricum, are și maro pe el. Oh! Ai văzut? Oh, 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 oh. Dacă n-am să stau pe WC-ul, numai așa, nu mă, să vezi ce bine o să mă simt când o să mă duc la baie. Păi și nu mă asta pe el, nu mă cad pe el că n-am vrut să zic. Pă bune așa trebuie pus. Uite șmecherii! Ia! Știi, te-ai spălat pe mâini sau ce faci tu aici? Știi că se faci un alt de cacă la WC-ul meu. Wow, oh, ce culoare s-a dat de patate. Fac, cum stai aici așa? Te uiți la... Fac, altfel. Îl scot de aici, îl pun eu altă dată. Frumos. Cum îl închid? Dacă vreți. Culoarea roșie în cerul gurii, trebuie doar să vă așezați pe WC-ul. Dacă ți era dor să mai instalăm niște aplicații, să mai facem ceva, să-i dăm de cap. Da. Avem o mini cameră. Vezi că asta e șmecher, dacă mergi, uite cât de mic e. De data asta ne-a pus capac. Sparg și laptopul și telefonul pentru camera asta la 15 lei. Cancel, lasă-mă în pace, nu mă mai enerva atâta. Nu pot, mă, nu pot să-i dau de cap. Deci m-am chinuit cu Danu, am tras în telefonul ăsta 6 aplicații. 6 chinezării de aplicații am tras în telefon, nu merge cu niciuna. Sunt pe tutorial pe internet aici, la cineva pe YouTube, să ne arate cum să faci. Ne-am uitat la 5 tutoriale din astea, nu merge. La noi nu merge niciuna. Din, ideea e că am observat o chestie. Vedeți, nu știu dacă vedeți voi becul ăsta, vedeți cum s-a prinde el aici? Cât e un pic. Când îl ții apăsat, el trebuie să-l licăre super la rapid. La mine nu așa. Face modul ăsta, nu are modul ca ăsta. Ca să intre în modul din perechere. E, asta nu face, am ținut apăsat 3 secunde, 5 secunde, 8 secunde, 12. Da, toți în clipul ăsta au zis la fel, ții apăsat undeva la 5 secunde, iei mâna, noi am ținut și mai mult, cum a zis și Danu, dar nu face nimic. La noi nu face modul ăsta, nu există la camera asta. Așa că nu vreau să mai înfrec nervic și așa m-am enervat rău tare de tot. Am tras toate prostiile de aplicații în telefonul ăla. N-am ce să-i fac, asta este, mergem mai departe decât să înnebunez de nervi aici, să pierd timpul degeaba. Mergem mai departe și merg direct cu drona asta ca să-mi satisfac puțin așa și să-mi vină cheful înapoi cum ar veni. Asta m-a nebunit. Stai așa să vedem dacă merge și asta. 480p, știți ce înseamnă 480p, da? Când era YouTube în 2008. Mai rău decât camera aia, mai zărăm. Aia filmează bine, stai să văd pe unde, uite pe aici. Aia lui trebuie șurubelniță, trebuie... Nu mai pot din nervi. Car, car, 3-2-1, 3-2-1. E invers. 1-2-3-1. Prostești. Păi și cred că aceeași treabă, bagi într-un laptop și... E imagine, nu știu. Dacă ți-era doar de altă aplicație. Ai scanat, ai. Fail, deci ce am un telefon ăsta n-am avut în viața mea. Să-mi bat piciorul dacă mai merge ceva, cred că. Așteptăm să trag aplicația și până la urmă cum? Trag aplicația și unii înregistrează în aplicații pe telefon? Cred că da. De acelea, când filmezi sub masă de aici, că s-a pus prostul pe... S-a pus pe drona asta pe-n casă pe aici, dacă nu face bucăți.
m-am băgat sub masă, aici când mă dă în cap. Bă, dar știi să o controlezi, Doamne? Nu, no, când știi cât tavanul! Da! A căstă aia cu apa, lui Pablo. Bă, am îi facem un test în curte dacă îi facem. După ce o testez, o stric. Ca să știți, de la mine numai pe dinervi, mi-am mâncat zilii și nopțile. 3 ore am stat cu Danu până am conectat rabla asta de dronă cu telefonul ca să filmezi ceva. Nu mai pot, efectiv, credeți-mă. Dați-l pe Danu cu camera. A scăpat-o pe casă. A scăpat-o la vecinul, Danu. Nu mai știu să o aduc înapoi, bă. Ce fac, bă? Ai dus-o, ne mirăm. Am pierdut-o. Hai după eu. Sunt papuci ăștia, nu rău. Am pierdut-o. Am pierdut-o, mâncat v-aș vrea. Uite, a rămas pe bloc undeva aici. Vezi? Că filmează. La blocuri acolo. Bă, nu ne mai dați jucării din astea, sunteți tău mâncat v-aș vrea. Bă, a luat-o pe bloc încolo și am pierdut-o. Dar nu mai avut control, mă, frate, că bate ce vântul. Ar trebui să fie undeva în jos, pe aici, zic eu. Dar nu se vede nimica? Asta? Mă, mânca v-aș gura, v-asta a rămas în copacul ăsta. Vă dau eu cu zoom, nu știu dacă observați. E ceva portocaliu, uite acolo undeva. Ea filmează, a rămas în copac. Uitați, stai avem imagine aici. Uite, vedeți? Bate vântul destul de tare afară și văd că nu pică. S-a ancorat fix cu elicile alea, fix acolo în vârf. Acum mulți dintre voi ați spune, Bogdan, de ce nu te urci să o iei? Sincer să vă zic că am dat 200 de lei pe ea, nu e o dronă foarte profi sau așa, de fapt nu este profi, e destul de nașpa pentru că filmează 480p, deci nu are vreo calitate din asta și mai cred că ați pot să o iau. Așa că nu m-aș risca, că sincer e destul de mare, frate, mare, fumul ăsta. Și bate și vântul. Unde etajul 3? Exact, e până la etajul 3, în vârf acolo și nu știi cum cași pe o crac din aia să rupi, Doamne ferește, și cazi pe jos. Așa că dacă vedeți clipul ăsta, eu vă îndemn să nu vă urcați, pentru că nu știi, Doamne ferește, cazi de acolo pentru 200 de lei o dronă din aia. Dacă o dă vântul jos și o găsește cineva, poate să o ia, nicio problemă, da, dar din punctul meu de vedere nu merită să vă urcați. Dar că n-are joystick-ul ăla, n-are. A, n-are nici joystick-ul ăsta. Vine la mine și dă eu joystick-ul, dar nu vă urcați că e periculos, pe bune, vă zic, și puteți cădea de acolo, de la etajul 3 și problemă rău de tot. Dă-o încolo de dronă, asta este, ce vrei. A luat vântul. Hai, să rămân acolo, că n-am ce să fac. Adică nu mă risc pentru 200 de lei să mă urc la etajul 3, mai ca Doamne ferește, de pe acolo mai pățesc altele, știi? Da. N-are rost. Asta este. Hai să trecem la ceva, poate, cu care ne distrăm și noi și ne jucăm cum trebuie cu mașinuța asta la 200 de lei. Hai să vedem. Bă, ce are, mă, merge singur, mă? Uite, mă, nu-i fac nimica. Bă, ce are, mă, frate? O să ne-a. Bă, ce? Să mor dacă-i fac ceva, uite! Bă, ce are, mă, frate, mă? Bă, ce se întâmplă, mă, azi, mă? Bă, stop! Stai, mă! Stai, mă, oleacă! Ce am, mă, frate, mă, cația și gura ta? Dar ăsta cum îl conectez, mă? Chiar mi-am luat țeapă! Dar știi să o controlezi? Știi, măcar, ce faci? Dar ce boală ai de nu o stăpânești? Nu poți, mă, frate! Ia-mă, ia-i tu! Ia-i tu ăsta, să vedem. Ce că el știe, el. Asta a luat-o rază, oricum, nu știu cum. Mai bine cu joystick-ul ăla, cred. Hai, mă, unule, ți-am zis la mine, nu la poartă încolo. Ce că el știe? A dus-o în casă, uitați-vă puțin. Hai, mă, lasă-mă, mă, băi! Doamne, lasă-mă. Acolo. Că nu știu, nu știu, băi, nu știi. Nu te mai da tu mare și tare. Ha! Adu aici la mine, ha! Și acum înapoi! Aia a fost în față spate, că altceva nu știi. Cum nu? Hai, frate, să mergem mai departe, că tehnologia știm bine, rău. Bun. Până aici, simplu. Ar trebui să o sigileze aici, cum ar veni. S-a făcut roșu. Dar astea. S-a sigilat punga? Da. Bun. Nu cade nici pe asta, nici pe asta.
Nici aici. Dacă dai puțin interes mai mult. Eu i-am arătat acum ca să știți. Nu, Maniuță. A nimerit. A nimerit, de fapt, da. A nimerit fraierul el aici și face el acum din asta. Am apăsat aici. Uite, fii atent, apăs pe ăsta. Ia. Doamne, eu știu să mai meargă telefonul, să-mi iau altul. Hai, că ți-ai altul, dacă ai bani, ți-ai altul. Gata, mă? Ai vidat tu telefonul ăsta acum, ia. Asta înseamnă, frate. Uite, asta înseamnă video. Da, mă, nu mai joacă, uite. S-a lăsat tot și sigilat aici, uite. Bravo. Dai sigila pe bune, vezi că... Nu poți să o desfaci. Nu poți, am încercat și eu. Eu am tăiat cu cutterul când am, când am prins-o ce eu. Ce să zic? Ia-ți telefonul. Bă, scoate-mi telefonul de acolo, nu fi prost. Bă, aici am un dispozitiv din ăsta care cică sperie câinii. Ce e asta? Ia, s-a venit să vină mai aproape. Ia, fă liniște, ia, stai așa. Nu știu dacă s-aude ceva. Nu, s-aude o frânicătură. Și vrei să-mi spui tu mie? Eu cred că mai mult se sperie de la lanterna asta în care faci așa. Uite, fii atent, i-am pus un plic, da, ca să mănânci. El acum cum ar veni în alte treabă, ar trebui să auzi doar sunetul ăsta, da, ia. Bă, îl cam deranjează. Șurte că a plecat din cauza asta. Care el nu pleca de la mâncare, gen. Da, bă, nu cred, mă, frate. Fii atent, apăs pe ăsta? Ia. Îl cam deranjează, dacă mă întreb. Bă, nu pot să cred și uite unde am asta, vezi că eu țin într-o parte aici. Gata, mă, lăsăm, lăsăm că mi-este milă de el și după aia nu vreau. L-am câinele ăsta, l-am de are 15 ani sărac, e bătrân rău de tot. Nu mai ridica prostul. Câinele Ștefan cel Mare. Da, pe bune. Păi, ideea e că e folositor. Dacă vrei să te scape de câini sau așa, ți-e frică de câini și, nu știu, ai, te duci tu pe undeva și în drumul tău mereu sunt 500 de câini seara. Cum făceam eu la Veta când eram al liceu, la gara undeva aici mereu erau 50 de câini. Mi-era o frică, o coleam jumătate de oraș până ajungeam acasă, mai făceam jumătate de oraș. Era bun unde ăsta. Am chestia asta care cu curăță blana. Dar n-am pe cine să curăț. Dacă ăsta scoate zgomot, n-am nicio șansă să, da, să mă ating de Pablo. Ăla când aude orice zgomot mic, orice bâriară, zbâriară din asta, a fugit direct. Are aer cald. Trage sau sus? Nu trage nimic. Și putea ars. E să fum. Bă! Bă, mi-e frică, mă, frate, să mai bag în priză. Pe bune zic. Trece la pierdere când n-ai încotro. Bă, scos fum, vă jur, fără mișto, adică mi-e frică că fac vreo turcea câini sau ceva. Pe lângă asta îți garantez eu cum stă Pablo la el de la zgomotul pe care îl face. Am un videoproiector, mini videoproiector din ăsta micuț. Și ăsta e videoproiectorul. Ce, mă, stai, mă, zici că e de buzunar, ești nebun la cap. N-ai ce trebuie ca să-l conectezi. Eu am crezut că are el, mă, tot ce trebuie și pot să-l testez acum. Că nu le-am desfăcut înainte ca să mă uit la ele. Mai trebuie niște cabluri. Bă, știți că v-am zis la început că o să vă zic cu o veste, cel puțin pentru mine, destul de proastă și de asta nici n-am... Am întârziat puțin cu postatul pentru că a trebuit să fac drumul la București. Din păcate am fost cu mama și am dus-o la spital la București cu problema ei mai veche cu tensiunea și cu inima și este internat acolo de vreo... are aproape o săptămână. Chestii de genul ăsta nu mi-a stat capul la clipurile astea. După aia când am venit înapoi acasă am încercat să filmez un clip și ce credeți? Am filmat clipul undeva la vreo 2 ore și după aia când am luat să-l editez, nu băgasem microfonul la cameră cum trebuie, nu-l băgasem cum trebuie în cameră și am înregistrat tot, dar fără sunet, n-aveam sunet deloc. Aici sunt filmările, vedeți cam aici o oră și 25, 2 minute și așa mai departe. În fine, deschidem filmarea asta și ce să vedeți, efectiv, sunetul la laptop este la maxim dat. Cam asta e treaba, vorbesc degeaba că nu se aude nimic. Am muncit degeaba, după a trebuit să plec chiar la București și tot așa, drumuri de genul ăsta, să-i mai duc ce trebuie și așa mai departe. Dacă nu postez și nu sunt pe aici pe YouTube, să nu mă dați dispărut să credeți că stau degeaba sau n-am chef să postez sau și așa mai departe. De obicei noi când lipsim, ori n-avem idei, ori ne se întâmplă ceva în viața noastră care n-ai cum să amâni și e vorba, o absență motivată într-o vorba fața. De familie, vorba de sănătate, de altceva, adică nu mai discutăm de YouTube, nu este nimic mai important decât familia și sănătatea și astea. Poate voi m-ați văzut acum că am avut hype, am râs, am glumit, am asta, dar nu să stai eu. Când închid camera acum, nu sunt așa. Cam asta e treaba. Hai să încheiem așa puțin mai pe hype. Până la urmă, toate în viață sunt un challenge, așa că trebuie să trecem de ele, orice greutate am avea, așa că asta e viața, n-avem ce să facem cu buni, cu rele, cu buni, cu rele, îi dăm înainte. Da și voi un like acolo, forță, puneți clipul la story, sper că v-a plăcut. Dacă facem 50.000 de like-uri, o să încerc să mai comand și altele. Dacă știți site-uri sau vedeți gadget-uri pe care vreți să le cumpăr, mi le puteți lăsa pe Instagram acolo în mesaje. Dan în spatele camerei, Bogdan, iar noi ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă pup, pa, pa!